Scorpion și ascendent Scorpion. Sunt două aspecte. Odată Mercur intră în casa 12, asta, casa asta interiorizării, a închiderii, a unui final, acolo se încheie ceva. Și pe de altă parte, luna nouă se petrece în casa asta a vieții sociale, a ieșirii în lume, deci a socializării. Sunt două aspecte pe care dacă le luăm împreună, am zice că s-ar putea ca în viața voastră să apară persoane din trecut, să apară persoane, nu neapărat foști parteneri, dar nu este exclus, persoane cu care cândva ați avut ceva de discutat, de rezolvat, de încheiat sau ceva care tocmai n-ați încheiat și puteți încheia acum. Deci vă puteți întâlni cu persoane pe care nu le-ați mai văzut de multă vreme, dar vă bucură. Deci nu este ceva ce vă sperie sau cum... E ceva ce vă place. Odată. Pe de altă parte, trebuie să depuneți și voi puțin efort, astfel încât să mențineți liniștea în lumea voastră interioară. Să căutați pacea cu voi, să căutați să iertați dacă sunteți supărați pe cineva. Pentru că Mercur în 12 poate să răscolească, să zgârmăne niște frici, anxietăți, gânduri, amintiri. Și atunci, dacă acolo se răscolește ceva, bine este să... Nu e ceva cu răutate, adică nu vine Mercur acolo să dea cu voi de pereți. În schimb, da, vă poate întoarce cu gândul la trecut. Și poate chiar să aveți unele semne de întrebare. Păi, dar de ce am făcut eu atunci așa și n-am făcut așa? Și să regretați. Dar este o perioadă bună să-l folosiți pentru a lua deciziile raționale. Adică acum... deciziile, concluziile, pentru a trage concluziile raționale. Da, domnule, asta a fost experiența mea atunci, asta am făcut atunci, asta am decis atunci. Încercați să faceți pace cu voi înși vă și veți vedea că cumva se echilibrează și totul în jurul vostru și relațiile cu cei dragi, cu... pentru că vorbește și de relațiile Mercur în casa 12, vorbește și de comunicarea voastră cu cei dragi. Luna nouă aduce și noi relații de prietenie și noi asocieri, aduce și noi proiecte și noi planuri de viitor. Este este o lună nouă care vouă vă priște din plin, așa că puteți să profitați, să ieșiți la evenimente, la întruniri, să intrați în anturaje noi, în organizații noi, să cunoașteți oameni noi, pentru că veți vedea că vă vor ajuta să ajungeți cumva la succes, la... Vă ajută să vă faceți remarcați, să vă atingeți un ideal. Adică chiar e o perioadă bună să cunoașteți oameni noi, deși vă ține Mercur ăla acolo, ancorați cumva așa mai, sau mai izolați, vă vine să stați mai retrași. Dar nu, ieșiți, mai ales în weekend, pentru că aveți ocazia să cunoașteți oameni noi care să vă ajute pe viitor.